La nivelul județului Călăraș, după finalizarea primei etape de vaccinare, se vor deschide 9 centre de imunizare pentru populație. În prima etapă de vaccinare sunt imunizate doar cadrele medicale în centrele deschise în jurul celor 5 unități spitalicești din județul nostru, și anume la Spitalul Județean de Urgență Călăraș, Spitalul de Pneumoftiziologie, Spitalul Municipal Oltenița, Spitalul din Săpunari și Spitalul din Hliugară. Cel mai probabil, din luna februarie se vor deschide cele 9 centre de vaccinare pentru populație, dintre care două în municipiul Călăraș, la sala de sport din incinta școlii numărul 11 Tudor Vladimirescu și în locația fostei casierii Enel din zona 10 nivele. Două centre vor fi deschise și în municipiul Oltenița și câte un centru în Budești, Lehliu, Gară, Dragalina, Modelu și Borcea.